A mai rămas o singură zi până la primul meci al dublei cu FC Astana din UEFA Conference League. Albaștrii sunt deja la Sibiu, acolo unde se antrenează de zor pentru meciul programat joi seara de la ora 21. Referitor la meciul de mâine, întâlnim o echipă campioană a Kazahstanului, o echipă care trece prin transformări, o echipă care are în componență 12 internaționali, chiar dacă e nu pe un loc onorabil pentru ei, un loc 8-9 în campionat, au două etape mai puțin disputate, au 13 meciuri jucate până acum. Sunt o echipă cu calitate, o echipă, i-am văzut și cu Misalmi, i-am văzut și la ultimul meci, o echipă imprevizibilă, o echipă cu calitate, o echipă care se adaptează foarte bine adversarului. La Misalmi a fost un meci special pentru ei, au reușit să închidă joc, au reușit să marcheze, după care s-au închis foarte bine. Misalmi au reușit să marcheze printr-o fază fixă, dar pe ansamblu ei au fost o echipă matură, o echipă care știe să gestioneze meciuri internaționale, au fost an de an, au jucat în Champions League. E normal că au și jucători care au mai trecut prin campionatul intern și pe la Tobol și pe la Tobe. Sunt jucători care sunt obișnuiți cu astfel de competiții, chiar dacă nu traversează un moment foarte, foarte bun pentru ei. Sunt o echipă cu calitate, o echipă care are un cuvânt greu de spus în campionatul lor intern. Și o echipă, cred că o echipă care va veni la Sibiu să-și vândă scump pielea. Noi trebuie să fim destul de inteligenți și destul de abili a pune în practică ceea ce am văzut, ce am lucrat la antrenamente. Băieții, din punct de vedere fizic și mental, ușor, ușor și-au revenit. Ieri am făcut un antrenament bun, am făcut vizionarea cu băieții. Eu sper să ne prindă ziua de mâine într-o formă bună, într-o formă pozitivă și alături de suporterii noștri să facem un meci bun.